Salut! Bine ai venit pe canalul meu! În videoclipul de azi vei afla istoria insulei dispăruților. Vei afla de ce insula a fost părăsită și totodată vei afla și ce se află acum pe această insulă. Dar cel mai important, de ce se numește așa? Dacă ești curios, rămâi până la final. Să începem! În jurul anilor 50, insula a început să fie locuită din nou, dar, conform unui mit local, oamenii care s-au dus pe acea insulă nu s-au mai întors niciodată. Exploratorii care s-au aventurat acolo nu s-au mai întors. După acest moment, insula nu a mai fost locuită niciodată. Se pare că insula este populată de creaturi neobișnuite, care arată de parcă ar fi venit din alte lumi. Cei ce locuiesc în insulele învecinate susțin că au văzut păsări foarte mari care zboară în jurul insulei. Fiare cu gât lung, precum și șerpi de mare care înoată în apropierea acestea. Totodată, în această insulă se întâmplă frecvent lucruri inexplicabile. Astfel, ceasurile de mână se opresc, busolele magnetice o iau rasna arătând în toate direcțiile, iar timpul pare că accelerează sau încetinește. Totodată, mulți susțin că au văzut OZN-uri în jurul acestei insule. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, apasă butonul de like. Nu uita să te abonezi dacă îți place ceea ce fac. Dacă ai prieteni pasionați de acest subiect, trimite-le acest videoclip. Noi ne revedem data viitoare la un nou videoclip.